ce bine e acasă, ce bine, întotdeauna e bine acasă, dar iarna când e frig și vin casă și este cald, e altceva, nu-i așa? Așa că mă bucur că am ajuns acasă și sigur că mă gândesc să încălzesc și mai bine acest moment cu ceai cu fructe și pentru că este iarnă, atunci când mă gândesc la ceaiul meu de fructe, îl asociez cu ceva bun, o brioșă cu scorțișoară și mai îmi plac și merele caramelizate. Așa că mă duc spre bucătărie și exact asta vreau să fac, pentru că la Gătește cu Dragoste, ingredientele de iarnă care să încălzească bucătăria, dar mai ales pe noi, sunt cele de care vă vorbeam. Ceaiul, brioșuca, atenție la zahăr, punem foarte puțin, atât cât să simțim puțină savoare, dar în același timp merele caramelizate. Astea sunt rețetele de astăzi. Ceaiul. În timp ce se face ceaiul, eu am să vă spun rețeta pe care o fac eu pentru brioșe, în mod deosebit iarna, pentru că așa cum vă spuneam, le fac cu scorțișoară și toată bucătăria devine aromată. Am pregătit aici ingredientele. Făină, cam 300 de grame. Zahăr brun, 150, și în bolurile acestea mici am pregătit scorțișoara, yummy. Am pregătit praful de copt și bicarbonatul de sodiu. În partea cealaltă a mesei am lichidele, apa, 200 de mililitri, 50 de mililitri ulei de măsline, iar aici oțet balsamic, 2 lingurițe. Și vanilie, exact, toată casa va mirosi a vanilie și scorzișoară. Regula este simplă la brioșe, solidele cu solidele, lichidele cu lichidele. Așa că le amestecăm și la sfârșit ce să mai spunem? Va ieși ceva delicios. Ceaiul se face și în timp ce ceaiul nostru se face, amestecăm ingredientele pentru brioșe. Am spus că avem făină, avem zahăr brun, avem și scorțișoară și praful de copt și bicarbonatul și le amestecăm. Le amestecăm bine să se omogenizeze. La fel facem și cu uleiul. Deja putem pune și atenție cum mestecăm, trebuie să punem foarte încet și să mestecăm foarte încet. Brioșele, ca și aluat, au un aluat puțin mai pretențios, dar ne descurcăm. Deja ceaiul de pe foc o să înceapă să se audă. Și vanilia, punem vanilia. Așa. Și mestecăm puțin în continuare. Gata cu omogenizarea, ajungem. Punem folie și apoi lăsăm totul la frigider o oră. Și între timp bem ceaiul. Aluatul de brioșe este la frigider și acum îmi prepar ceaiul de fructe și mă pregătesc să vă spun istorioara, povestea merelor caramelizate. Au o poveste interesantă, chiar simpatică. Pentru că e ceai de fructe, îmi permit să las fructele și ele se vor
comporta așa ca un compoțel. Pun și apa, zahărul brun, infuzăm. Ce bine miroase! Am un loc în casă tare special. Eu am acolo depozitate amintirile și cum merele caramelizate au legătură cu amintiri, haideți să vă arăt despre ce este vorba. Aici este cel mai drag loc din casă și asta pentru că sub scara casei mele am amenajat un colț al amintirilor. Fiecare obiect transmite ceva, transmite ceva despre familia mea. Am alcătuit albume de fotografie, am ales cele mai plăcute albume pe care le-am putut găsi și aici am așezat fotografii cu cei dragi sufletului meu. Dar sunt și multe obiecte cu semnificație. De exemplu, mașina aceasta de cusut are 100 de ani și au cusut 3 generații de femei. Străbunica, bunica și mama soțului meu. Apoi, aici peste tot avem tot felul de lucruri, iar acesta vă pregătesc să vă spun că este un coș deosebit. Bunica mea, de câte ori venea la noi acasă, iarna, croșeta până în primăvară. Eu am păstrat toate aceste dantele cusute cu drag pentru noi. Astăzi se și poartă, ceea ce este foarte bine. Deocamdată eu însă le țin aici, în coșul cu amintiri, dantelele cu amintiri dragi. Amintiri foarte dragi aici, în colțul sensibil al sufletului, al casei mele. Am aici și o Biblie, o Biblie veche de asemenea, de 100 de ani, aparținut bunicului meu. Aici am foarte multe fotografii cu bunicul, mama, străbunica, părinții dragii mei. Tata avea întotdeauna o sensibilitate, trebuia să știe de unde îmi cumpăr de mâncare, pentru că trebuia mâncarea să îndeplinească toate condițiile de igienă. Aveam însă o slăbiciune, iar slăbiciunea mea o constituiau merele caramelizate, cumpărate, e adevărat, din colțul străzii și erau și cu colorant. Veneam acasă și tata mă întreba, ai luat cumva mere caramelizate? Niciodată nu înțelegeam de ce mă întreabă, dar acum îmi dau seama. Tot colorantul roșu era pe limba mea, era pe buzele mele. Mai trăgeam câte o minciunică, atunci aveam așa, pentru merele caramelizate îmi luam o libertate, însă tatăl meu îmi spunea de fiecare dată că nu sunt bune. Astăzi le gătesc în propria bucătărie și cei care mă vizitează și cărora le ofer merele caramelizate, le ofer la pachet cu amintiri dragi sufletului meu. Mergem din nou în bucătărie pentru că deja trebuie să punem brioșele la cuptor și în timp ce brioșele vor crește, noi vom face merele caramelizate. Arată bine aluatul meu. Luăm formele de brioșe. Eu folosesc tipul acesta de forme. Sunt foarte flexibile și foarte bune. Am să pun așa. Trebuie să avem grijă să nu le înghesuim. Așa cum se așează ele, e bine. Iar la final punem fulgi de migdale și pentru aspect, dar și pentru gust. Gata, sunt gata până la cuptor. Am încălzit la 180 de grade cuptorul. Le punem și așteptăm. Și acum merele de poveste, merele caramelizate. Am pregătit 3 mere crenguțe, așa,
ca să înfigem aici bine și să putem să mâncăm. Am luat zahărul brun, puțină apă, am pisat și niște migdale și crăticioara. Luăm zahăr și punem din ochi. Cam așa, să apreciem cam pentru cele trei mere ale noastre. Apoi punem puțină apă și mergem la foc ca să amestecăm. Bineînțeles, mai punem și puțin, dacă vrem, putem să punem puțin vanilie pentru aromă, nu exagerăm, nu trebuie, ca să simțim gustul de măr. Desigur, înfigem, ca să ne fie ușor, înfigem crenguțele în măr cu atenție. Mergem cu zahărul în care am pus apă, puțină apă, foarte puțină, pe aragaz, mestecăm continuu, până obținem un sirop închegat. Are culoarea caramelului și pe mere va arăta foarte bine și va fi gustos. Va fi plăcut să dați copilului și chiar să vă răsfățați un măr caramelizat. Ne jucăm în baia de caramel, nu acoperim total, ci doar puțin, încă putem păstra cât să se prindă. Eu nu-l acopăr până la crenguță, ci tocmai este frumos să las așa un pic. Brioșele mele sunt gata, îmi iau mănușa și scoatem brioșele de la cuptor. Miros frumos și au crescut bine, bine de tot. Așa că... trebuie să se răcească și după ce se răcesc, le scoatem din aceste forme. Miros foarte bine, sunt gustoase și lângă un ceai merg foarte, foarte bine. Astăzi ne-am răsfățat cu ceva ușor de făcut, delicios și de poveste. Dragele mele, atunci când veți dori să gustați merele caramelizate, vă veți aduce aminte și de povestea pe care v-am spus-o, cât despre brioșe se fac repede, sunt delicioase și parfumate. O iarnă plăcută, alături de un ceai bun, o brioșă delicioasă și un măr caramelizat, nu-i așa? Da, de poveste. Mai gândesc la ceva, la o brioșă cu scorțișoară și mere caramelizate ca să-mi satisfac această plăcere care mă ajută umăța. Ceaiul. În timp ce am să fac ceaiul. Gata? Ceaiul. În timp ce ceaiul se face. Ceaiul, în timp ce ceaiul se face și ăsta se stinge, da? Atenție!